Proiectul ambițios de la pasajul Solventul din Timișoara face pași importanți înainte, potrivit actualizărilor făcute de viceprimarul Ruben Lățcău. Potrivit acestuia, construcția pasajului a ajuns la un stadiu avansat, chesonul, structura principală a tunelului, ajunsă la jumătate. Până în acest moment s-au turnat aproximativ 1800 de metri cubi de beton, un volum considerabil care reflectă progresul accelerat al lucrărilor. Pasajul Solventul este un proiect esențial pentru fluidizarea traficului din Timișoara. Această investiție face parte dintr-un plan mai larg de modernizare a infrastructurii orașului, iar finalizarea pasajului va aduce beneficii semnificative pentru locuitori și pentru cei care tranzitează Timișoara.